strâng și compun, mă descompun și mă transform în arcă. Vă salut, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou episod. O am alături de mine pe Pedro, care a jucat rol de... Am jucat împreună în serialul În căutarea adevărului și, culmea, ea era mama mea. Deci așa ceva e incredibil. Soră aș mai spune, dar mamă, deci nu se poate. În fine, apare și în videoclipul meu Campion, dacă știți piesa. Ați tot văzut la început acolo, ia zi cum e cu... Ți-am spus, te împăși cu muzica asta. Da, ți-am zis să te împăși cu muzica asta. Mi-e face că chiar partea asta ai pus-o. Chiar... Ți-am spus să te oprești cu muzica asta. Ce să faci cu viața ta? Să mă opresc, să continui. Asta trebuie să... Cu tine începe, da, da, da. Da, a fost genială înregistrarea aia, a fost foarte, foarte tare episodul și am văzut că sunt multe comentarii și toți spun că am jucat foarte bine. Mie place colaborarea cu tine și vreau să mai jucăm. Așteptăm propuneri din partea regizorilor, nu știm ce va fi. Sunt multe chestii care se potrivesc și cu viața mea reală. Bineînțeles, nu în totalitate, dar sunt multe care chiar s-au potrivit cu muzica, cu lipsa tatălui din copilărie și etc. În fine, astăzi am pregătit un joc special pentru voi. Facem o dublă provocare. Ea îmi dă mie niște cuvinte, iar eu va trebui să cânt o melodie cu acele cuvinte, iar eu îi dau ei niște cuvinte, da? Da. Și ea va trebui să cânte o melodie sau un refren sau orice cu acele cuvinte, da? Sper să-mi iasă, dragii mei, pentru că pentru mine este prima dată când fac chestia asta. Pentru mine este a patra oară când fac treaba asta. El deja are vechime, așa că să nu mai pierdem timpul și să începem, să-mi țineți pomnii. Așa, ea este și cântăreața, am uitat să vă spun, doar că ea cântă muzică mai populară, nu? Da, să zicem un fel de solist și cânt mai multe genuri, dar încă nu sunt așa bine promovată, așa că sunt mai de... cartier, să zic așa. Okay. Acum rămâne la aprecierea voastră să spuneți dacă vă place cum cânt, dacă vă place vocea mea și poate ne mai revedem și în vlogul următor. Îți dau acum o piesă și trebuie să spui tu cuvânt cu ea. Ok. Cuvântul e piesă. Ah, e piesă, asta a fost cheie. Îți dau un cuvânt, iar tu trebuie să cânti cu el. Piesă, piesă, piesă. Piesa asta este hit, Dan Pătaru n-a murit, pam, 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 pam. Bine, știu, adică îmi vine în minte o chestie cu piesă, dar de fapt este titlul melodiei. Piesa mea preferată. Așa? Merge. Poți să zic? Da. Adică dacă știu, cânt și eu cu tine. Stai să mă gândesc cum începe. Aia, Vescan și Camelia? Știu că nu poți să rezist. Nici o zi fără mine vrei sau nu vrei să recunoști. Lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, ai un defect, îți place vocea mea. Știu că nu pot să rezist. Nici o zi fără mine. Nici o zi fără mine. Corect, bravo, bravo. Tare piesa, a fost hit acum vreo câțiva ani de zile. Da. Acum zic tu un cuvânt. Acum să zic ce cuvânt îmi spune? Prietenă? Prietenă? Ceva de gen, prieten, prietenă, ce vrei tu? Prietena. Stai că mi-a venit o melodie în cap. Mișcă-te așa, tu și cu prietena ta. Hai, nu te lăsa, e bine așa. Corect, bine. Acum eu îți dau ție un cuvânt și tu zici piesa aia, să vedem. Diamant sau diamante sau orice din... Nu prea port, da, trebuie să mă inspir. Bijuterii. Bijuterii, diamante. Diamantei și safire. Ai zis că pot orice, da? Da. Oanea. Hai! E aia la care mă gândesc și eu. Hai, 1, 2, 3 și... Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Le cumpăr că meriți, toată dragostea s-o simți. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Le cumpăr că meriți, toată dragostea s-o simți. Deci eram sigur că la asta te gândesc. Păi da, ce celebră, e celebră rău cu asta diamante. Da, bine. Dacă ai avea un pozitiv, un negativ, ai cântat mult mai bine piesa, că așa... Lasă, la rece ne distrăm, dar asta nu-i de... Așa, ideea e să știi piesa, nu neapărat să... Okay. Așa, ok, tu ești. Zi un cuvânt. Un cuvânt? Dacă trecem de la diamante, la ce să mă gândesc? Pot folosi nume?
Da. Un nume un pic mai vechi îmi vine în minte. Vasile. Hai că te provoc acum. Hai dă-i bătaie, DJ Vasile, se învârtește roata, o să fie pâine. Se învârtește roata, măi, o să fie pâine. Hai dă-i bătaie, DJ Vasile. Yeah! Tare, da. Păi alta cu Vasile, chiar nu mai știu nicio piesă cu Vasile, singura piesă cu Vasile. Nu, mie chiar nu venea în cap niciuna, dar uite că ai fost inspirat și ai găsit-o. Zi tu pentru mine. A, eu sunt. Da, eu ți-am zis și... Cuvântul tramvai. Wow! Dacă tot tramvai. Am mers, uite, trebuie să zici, merge tramvai. Nu mai știi în piesă. Hei, tramvai, tu picioarele ne tai. Da, mai nu, cred că nu. Tramvai. Mie îmi vine în cap o piesă mai veche, dar e drăguță cu tramvai. Vai, 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 fata din tramvai. E frumoasă tare, n-are asemănare. Vai, 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 fata din tramvai. E frumoasă tare, n-are asemănare. Da, ce schimbare când e piesa mai pe... Când e piesă mai așa, mai spre popular, așa, nu? Da. Că-ți vocea altfel, îți alte inflexiuni, altceva. Da, pentru că îți e mult mai ușor. Da, pe care l-am cântat mai des. Să zicem că pe muzică la o petrecere facem un program, știi? Se cântă câteva piese de ușoară, câteva piese de populară, câteva manele, știi? Și intercalate așa, se iasă un program drăguț. Am cântat de acum mulți ani în urmă. Și mi-a rămas așa o atracție față de muzica asta și văd că exact ai simțit și tu că... Îți e mai, mult mai bine, ușor, se pliază vocea ta mai bine pe genul ăsta de piese. Da. Eu știam... Aviz amatorilor care aveți nevoie. Da. Face repetiții și populară, da. Super. Ia și pe obi. Eu nu știu muzică populară. Vezi? Bărbată? Nu știu ce s-a întâmplat, s-a mărit armata. Hai că acum am venit și mie în cap. Bani nu mai trimit de acasă, nici mama, nici tata. Stau în unitate, fac târâși pe coate, fac sectoare și platoane până la liberare. Bravo! O piesă pentru tine, ceva cu pahar? Un pahar de vin, un sărut de vin. Asta e piesa mea. Da? Zi-o atunci. Nu, lasă că nu mai. Pahar. Unde-i paharul? Dați-mi paharul. Că unde vreau să ciocnesc. Așa, unde-i paharul? Dați-mi paharul. Că vreau să chefuiesc. Vreau să chefuiesc o damigeană și un pahar și un lăutar. Și-am să țin așa până la ziua. Gata! Hey! Cântăm ce știi mai bine. Ce știu mai bine o să cânt. Cântă cucu, bată lumina, de răsună Bucovina. Cântă cucu, bată lumina, de răsună Bucovina. Cântă cucu într-un brăduț, de răsună Cernăuți, mai, mai. Gata! Bravo, bravo! Băi, dar chiar sună bine vocea ta pe de-astea, bravo! Da, deci pe de-astea sunt live, deci nu am microfoane, nu am nimic. Bravo, chiar sună bine. Ți-am bravo. Zis că vreau să ne registrez. Uh-huh, am două piese preferate care vreau să le fac să-mi rămână și mi-am amintire. Dacă tot sunt eu, ceva ce merge. Merge! Bă, nu știu. Ceva ce merge. Se meargă din creier din... Merg pe drum și banii vin. Fică pe aia din serie. Era o manea. Merg pe drum și vine banii. Că e mult. Da, e peste 50. Dacă e peste 50 merge. Dacă e sub 50 asta nu mai știu. Merge. Doar manea. Manea, nu știu. Merg pe drum și vine banii.
S-au îmbolnăvit dușmanii. Asta e! Uite, îți dau un cuvânt mai ciudat. Eu mă mir cât de bine când tu piese de genul și îți dau o piesă care are în copărița aia cuvântul mă mir. Mir. Mă mir? Ia să vedem. Ok, o iau din zona mea. Hai. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ziua, noaptea, prin pădure, prin derova, hai de mine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, udă-i cămașa pe tine. La 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 la. La 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 la. Zi un cuvânt pentru mine. Un cuvânt pentru tine. Telefon. 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 De 3 zile nu am somn, stau cu ochii în telefon. Și asta e piesă? Da. E piesă, pe bune. A fost locul în trending. Am pierdut. Dar nu mai știu nimic, doar atât știu, două cuvinte. Și mai sună știam. Telefoanele ca dracii și vin milioanele cu sacii. Așa, și acum mai am, cred că e ultimul cuvânt sau penultimul. Sărac. Sărac. Sărac, inima mea. E o variantă și asta, dar pot folosi chiar sărac. Că bogată-i greu și săracă-i rău. Nici nu știu cum e mai bine, că la toți ni-i greu. Că bogată-i greu și săracă-i rău. Nici nu știu cum e mai bine, că la toți ni-i greu. Bravo! Bravo! Ajunge, wow. Cam atât, nu? Da. Cam atât, final, da. Final. Scrieți în comentarii cine credeți că a știut mai multe piese, da? Și cine le-a cântat mai bine. Scrieți acolo secțiunea de comentarii dacă v-a plăcut de mine, fiind prima dată, dați-mi o șansă. A avut emoții. Maxime. Și am avut și eu emoții pentru ea din cauza ei. Eu îți mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere. Și sper ca ei să aprecieze eforturile noastre și dacă doriți să ne mai vedeți în formula asta, scrieți-i pe vlog. Scrieți. Așa, lui, dacă doriți să ne mai vedeți împreună. Da. Vă pupăcim. Vă pupez și eu. Vă pupez. Hai, ai vrut să zici. Vă pupăm, mulțumim de vizionare, la revedere, stați prin zonă.